Au apărut primele oferte oficiale de Black Friday 2021 la iMac pe pagina dedicată evenimentului emac.ro slash Black Friday și mi-a sărit în ochi S20 FE 2021, varianta 4G la 1899 de lei. Știți că am făcut niște clipuri cu predicții de Black Friday și am zis că S20 FE 2021 4G va costa 1899. Și mi-a ieșit. 1899 costă și de Black Friday. Nu am pe cineva în interior sau pur și simplu am ghicit că va fi 1899 și mă bucur că măcar o predicție de Black Friday mi-a ieșit. Lângă el avem un laptop. Și foarte multă lume mă întreabă când vorbesc de laptopuri de buget dacă se pot juca pe ele, dacă vor duce jocuri. Depinde ce așteptare aveți. Laptopul ăsta va duce niște jocuri, dar jocuri vechi. Max Payne 1, 2, GTA Vice City, GTA San Andreas și așa mai departe. Nu vă gândiți că veți putea juca PUBG sau eu știu ce joc modern. La banii ăștia însă, SSD de 256 de giga, ecran Full HD, 4 GB de memorie RAM, și cum să zic, un pachet care nu este cel mai performant laptop, dar este cel mai performant laptop la bani ăștia. Da, dacă ar fi fost alte vremuri, poate ar fi fost 499. Dar, ținând cont că se cumpără foarte multe laptopuri pentru școala online, că foarte multă lume caută acum sisteme și că este și această criză de chipuri, 799 de lei pentru un laptop de genul ăsta este foarte ok. Televizorul, sincer, nu mă place foarte bine la televizoare dar mi se pare un deal interesant pentru cineva care caută un televizor 4K, LG pune ecrane bune, are un sistem de operare bine optimizat și televizorul ar trebui să meargă foarte bine câțiva ani de acum înainte. Training, dacă vă interesați, să vă cumpărați un training, este și el interesant, poate să-mi cumpăr și eu, 99 de lei, chiar e ok și mă gândesc că e de calitate. Mașină de spălat, dacă vă căutați o mașină de spălat, s-ar putea să fie o alegere interesantă și eu mă uitam după o mașină de spălat, da, poate fi, poate fi un deal bun. Geacă, dacă vreți geacă, nu știu care sunt prețurile la haine, dar da, poate fi un deal interesant. Am văzut că e destul de scump în mod normal, sare de vreo 400 de lei, deci ok și acolo reducerea. Parfumuri, detergent, iarăși m-am uitat pe niște comparatoare de prețuri și pare să fie un preț bun. Scaunul ăsta de birou îl avem și noi la, la job la mine și da, este un scaun bun, nu este extraordinar, dar este un scaun bun și uh, e destul de bine, adică îl avem de vreo 5-6 ani și e ok, bere dacă sunteți consumatori de așa ceva și neelipsita bormașină din casa românului. Mi-aduc aminte că a fost la un moment dat la un magazin o bormașină la 15 lei și s-au bătut efectiv oamenii pe ea, efectiv s-au bătut pe ea și țin minte că s-a dus și maica mea să cumpere o mașină și n-am mai lușit să în magazin pentru că pur și simplu toată lumea se bătea pe, pe așa bormașină. Da, este o bormașină de la Bosch, Bosch face produse bune, nu ar trebui să fie probleme. Cam acestea sunt produsele de până acum, ar trebui să mai apară încă o tură de produse mâine. Văd aici trei lăcățele, dar o să mai fie probabil adăugate produse pe parcurs. Oricum eu o să vă pun link în descriere către această pagină să vă uitați și voi să vedeți ce vă interesează de aici. Mâine seara de la ora 20 facem un live special în care discutăm toate ofertele de Black Friday și vă ajut să vă cumpărați diverse chestii dacă doriți să faceți chestia asta. O să vină invitat Silviu Panainte de la Recenzii pe Bune și o să discutăm cu el despre telefoanele pe care ar trebui să le cumpărăm dacă ne căutăm ceva de Black Friday, ce ar trebui să alegem de Black Friday, pentru că sunt foarte multe oferte, însă trebuie să fiți foarte atenți. Sfatul meu este să verificați pe comparatoarele de produse și să verificați istoricul prețurilor, pentru că astăzi am aflat de la cineva că un telefon, nici nu contează ce telefon, în mod normal, el costă vreo 2000 de lei, acum era redus la 1700 cu reducere de 50%. Și am zis, wait, what? Telefonul fusese 3400 câteva zile, fusese redus apoi la 1700-1800 și era mare reducere. Nu, trebuie să vă uitați pe comparatoarele de produse, pe istoricul prețurilor și să vedeți exact cât costă device-urile astea, cât au costat, cât a fost, de exemplu, în mai sau în iunie, sau cu o lună în urmă, în octombrie, poate chiar în septembrie, pentru că s-ar putea să aveți surprize. Oricum, ce văd aici, par să fie dealuri bune, cel puțin laptopul ăsta nu cred că mai a fost 799, poate mai fi fost, dar nu cred. S20FS s-ar putea să mai fi fost 1899, nu bag un în foc, dar în rest, da, par să fie dealuri bune. Și mă gândesc că o să fie și SSD-uri, mă gândesc că vor fi și hardiscuri, uri mă gândesc că o să vedem și ceva procesoare, Poate mai discutăm, poate discutăm chiar uh, mâine seara în timpul live-ului, mai facem niște speculații așa live cu ce ar putea fi în ofertă și la un moment dat să magul o să se închidă, deci undeva pe la ora 10, s-ar să nu mai avem pe ce să discutăm, deci să ne mișcăm repede. Una peste alta, aveți link în descriere către această pagină, puteți să vă faceți un bookmark, să o mai urmăriți din când în când, să vedeți când, ce și cum se mai actualizează pagina asta și ce să zic, spor la cumpărături.